Antoine de Saint-Exupéry a menționat în una din lucrările sale că dragostea este atunci când privești într-aceeași direcție, nu când privești unul către altul. Stimate domnule președinte, domnule Toastmaster, bună seara! Mă numesc Mihaela și astăzi, într-adevăr, am să vorbesc despre o dragoste care trebuie privită într-aceeași direcție. Cum să înțelege asta și despre ce-i vorba, am să merg în continuare. Uite, astăzi când am ajuns la birou, am deschis e-mail-ul și am primit un articol. Și eram mai multe articole micuțe menționate în el, însă unul mi-a tras o atenție deosebită. Ce era menționat în el? Titlul spunea astfel. Cuplul care dimineața sau seara se duc la serviciu într aceeași direcție sunt mai fericiți. Și eu imediat mi-am pus două întrebări. Cum așa, de unde? Și doi, dar eu în ce direcție mă duc? Asta a fost așa, două întrebări de bază. La întrebarea a doua a fost, ok, mergem în aceeași direcție, deja e bine. Sper că suntem un cuplu fericit. Ce ține de prima întrebare, de unde a apărut așa o statistică și așa o afirmare foarte fermă? Și, normal, click, citește în continuare. Și iată ce spune articolul. Niște oameni de știință, din independent, din Statele Unite și din Hong Kong, au făcut fiecare un studiu asupra unor cupluri. În Statele Unite, aproximativ 300 de cupluri, în Hong Kong, aproape 150 de cupluri. Și s-a demonstrat faptul că acele cupluri care pleacă în aceeași direcție la serviciu sunt mai fericiți și mai satisfăcuți de relația lor. Ok. Oricum încă nu vedeam o legătură și o conexiune între cele două afirmații. Citesc în continuare. Și mai era o explicație. Că acel fapt că cuplul este mai satisfăcut, de fapt nu depindea de faptul că ei pleacă împreună sau la aceeași oră, sau într-aceeași zi. Ideea era că ei merg într-aceeași direcție. Și anume, atunci când oamenii merg în aceeași direcție, ei au o altă conexiune interpersonală. Ei au același scop, același țel în viață, respectiv au o anumită direcție spre care merg împreună. Și asta e acel lucru care unește cuplul dat și îl face să fie mai fericit și cumva să-și atingă scopul împreună. Ok, părea să fie cât de cât mai clar pentru mine și mai ales mai mulțumită de faptul că plecăm într aceeași direcție spre serviciu, așa că pentru mine ziua a început cu bine. Însă nu puteam eu să rămân doar la ideea asta că ok, un cuplu fericit, satisfăcut, pleacă ambii în aceeași direcție a serviciu, trebuia să mă mai informez pentru că pentru mine asta era așa ca o momeală care trebuia să mai urmeze ceva interesant. Respectiv, am început să caut așa mai adânc în toate ideile statistici și în cercetări și chestii de genul dat, pentru că poate știți, poate nu știți, însă eu undeva în sânge, în adânc, sunt un cercetător, sunt un chimist. Așa am spus că merită și trebuie să caut ceva mai departe. Așa că ce am făcut? Efectiv, am început să caut. Și o să vină să credeți ce am găsit. Că nu sunt, de fapt, nu un argument și nu este de bază serviciu în ce direcție plecați. Sunt mai multe criterii în baza căruia se poate determina dacă un cuplu este fericit sau dacă un cuplu va fi împreună până la deci bătrânețe sau până când moartea îi va despărți, alegeți voi varianta pe care o vreți. Sunt multe criterii, printre care situația economico-financiară. Câți dintre noi s-ar fi gândit că un cuplu să fie fericit este datorat și din cauza banilor. Da? Cine crede că banii este un plus, un plus valoare pentru dragoste? Numărul lor, da, banii în general, da? Și culoare. Văd printre voi câțiva oameni care cred că banii sunt în beneficiul dragostei. Da? Eu am să vin cu un contraargument că, de fapt, iarăși cercetătorii au venit și au demonstrat că, de fapt, nu e chiar așa de bine. Cuplu sau familiile în care situația economico-financiară este mai dezavantajată decât un alt grup sau un alt cuplu care are practic acoperit toate necesitățile, de fapt sunt mai puțin fericiți. Sau cum am menționat, cei care au o stabilitate financiară mai micuță sunt
fericiți decât cei care au mai mulți bani. De ce? Și-au argumentat foarte, foarte, foarte simplu, pentru că ei petrec mai mult timp împreună. Ei vin seara acasă, tot ce fac ei fac împreună. Nu se gândesc la strategii, cum să mai fac încă un milion sau două. Asta ar fi unul. Doi, culoarea. Da, cum o să apară și niște idei discriminatorii. Nu, de fapt, iarăși, nu iluzii de ale mele, în articole am văzut un cuplu de culoare sunt mai puțin fericiți și petrec mai puțin timp împreună decât un cuplu alb, mai ales după apariția primului copil în familie. Pentru mine, sincer, asta a fost bine că sunt albă și nu am copil. Da, fără niciun fel de ofensă. Un alt indicator a fost faptul că, în medie, un cuplu petrece împreună nici mai mult, nici mai puțin, afară de orele de somn și... Da, de somn, de fapt. Și orele de serviciu. 4,6 ori. Da? Este o cifră, cel puțin în primit, din punctul meu de vedere, o cifră micuță. Gândiți-vă și vă las cu ideea asta, gândiți-vă cât timp petreceți voi cu persoana iubită. Ce faceți voi ca să măriți cifra aceasta? Și dacă este sub acele 4,6 ori pe care am menționat, atunci încercați să măriți acest număr. Pentru că foarte mult depinde de cât timp petreceți cu persoana iubită, cât de mult o să vă iubiți și cât de tare o să vă iubiți.